În cazul pacienților cu Parkinson, medicamentul folosit la tratarea afecțiunii a fost retras de pe piață. Mai mult, se pare că nici nu ar exista un înlocuitor pentru acesta, scrie alba24.ro. Am făcut sesizări la Ministerul Sănătății asupra acestei situații, însă nu am primit niciun răspuns, a declarat Dan Răican, președintele Asociației Anti-Parkinson. În cazul pacienților cu scleroză multiplă, a existat o întrerupere de 3 luni pentru pacienții care sunt tratați la Spitalul Militar Central, care a afectat aproximativ 300 de pacienți. În prezent, situația s-a rezolvat la București, însă a reapărut la Cluj. Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România solicită Agenției Naționale a Medicamentului să comunice public câte medicamente vor fi retrase de producători în următoarele 6 luni și care sunt motivele retragerii acestora și cum se gestionează situația.